Bun găsit! Astăzi v-am adus la Muzeul Hoștezenilor. Cine erau hoștezenii? Primii grădinari ai Clujului. Se știe despre ei că trăiau în afara zidurilor cetății și făceau comerț cu legume. Ei își cultivau legumele în grădinile proprii, aveau cele mai bune și mai sănătoase legume căutate de aristocrații timpului. Astăzi vom vedea obiectele din casele lor și, bineînțeles, portul popular. Imaginați-vă că în secolul al XVIII-lea, în orașul de jos, trăiau doar agricultori. Casele lor erau mici și îngrijite, majoritatea vopsite în verde, înconjurate de grădini imense. Atracția principală a fiecărei gospodării erau trei încăperi ieșite din comun. De ce aveau trei bucătării hoștezenii? Motive practice. Din păcate, noi în acest turn, respectiv quasi muzeu, n-am reușit să montăm trei bucătării, ci doar una amestecată, mixtă, da? Deci era odată o bucătărie clasică, o bucătărie mică, unde în mod frecvent, zilnic, adică se prepara hrana atât pentru familie, cât și pentru aparținători. De multe ori, până în anii 60, de exemplu, veneau zilieri care ajutau la munca câmpului, respectiv la munca în gospodărie. Era o bucătărie de vară, cum spune și numele, în timpul verii se încerca, respectiv se făcea mâncare, în special pentru animale. Și era o bucătărie mare, care practic era corespondentul living-ului nostru de astăzi. Era folosit în mod frecvent de familie, respectiv acolo se dormea, acolo erau primiți oaspeții. O casă oștezenească nu era formată din 5-6 camere și așa mai departe. Maximum două camere era în casele mai mari, cu ghilimele de rigoare. În general, una-două camere erau, iar bucătării, practic, erau trei. Munca lor zilnică, respectiv traiul de viață, implica și necesita o asemenea compunere a casei lor. Dacă vrem să vedem cum arăta o casă de hoștezean, trebuie să intrăm într-un turn al Bisericii Reformate din orașul de jos, cunoscută și ca Biserica cu două turnuri. Aici a fost amenajat un muzeu cu zeci de obiecte de mobilier, poze alb-negru și unelte gospodărești. Putem admira obiecte de veselă, lucrate manual, dar și tradiționalul fier de călcat, care funcționa cu cărbune. Gospodăria tipică o avem aici, relevată cu... În primul rând, casele lor aveau prispă, aveau cam două, trei ferestre și la stradă, una în interior, erau vopsite în verde, sigur că aveau grădinile în spate care le cultivau, aveau, să știi că traiul era destul de modest. Aici unde filmăm e o bucătărie, dar aveau mai multe bucătării, o bucătărie mai mică, o bucătărie mai mare, unde și dormeau și aveau și o bucătărie de vară. În bucătăria care o filmăm acum, vedem două dulapuri, de fapt primul dulap numit credenț. De fapt și la noi, în Ardeal, se spune în populația românească, credenț. Ăsta e dulap în care era vesela, farfurii, linguri, cuțite. Era ceva nelipsit din gospodăria lor. Pe urmă, mai exista un dulap casten, care erau toate, cum să zic, prosoapele, șervețelele, șervetule, toate trebuile astea erau ținute acolo în niște sertare speciale. Aveau pe urmă o masă mică. Pe urmă, în cameră, care este la etajul întâi în cadrul acestui muzeu, să discutăm și despre el, aveau o masă și două paturi. Deci nu era o treabă extravagantă. Ne aflăm în camera de zi a unei familii de hoștezeni. De fapt, în muzeul dedicat lor, dar așa arăta camera de zi, da? Da, așa arăta. Ce se află în dreapta mea? În dreapta ta, deci în mod normal, era, vezi peretele împodobit cu fotografii de epocă, sigur, erau strămoșii respectivei familii. De asemenea, erau aceste carpete cu sute de mână de gospodinele hoștezenilor. Erau clar făcute și cu diverse poezii, hai să le zicem în glumă, sloganuri, nu erau sloganuri. Creații proprii sau luate din folclorul propriu sau din Biblie. Era un pat
De fapt, erau două, de asta e patul pe care, două paturi erau, unul care era, patul care era împodobit cu niște perne extrem de frumoase, cu motive naționale, să le spunem, dar mai bine zis, naționale cu ghilimele de rugare a națiunii hoștezenilor, foarte frumoase, cu sute, și de asemenea piese de dantelă și de pointlas pe care tot doamnele hoștezenele le realizau. Am spus și când am vorbit de piață că erau de o eleganță deosebită și foarte originală. Haideți să deschidem atunci dulapul și să vedem ce se ascunde într-un. În dulapul lor mai mult vedem haine feminine. Deci, în primul rând, doamnele, ca și în ziua de astăzi, au o garderobă mult mai consistentă și erau hainele lor de oraș, de sărbătoare. Deci, în general, sigur, aveau și hainele de lucru, dar le-am spus, atenție, erau extrem de pedanți, erau îmbrăcați frumos și la piață, repet, am uitat să spun amănuntul ăsta, și aveau un șorț, și bărbații și femeile, dar mai ales bărbații, un șorț ca să nu se murdărească. Deci, ei mergeau îmbrăcați la piață impecabil, sigur, nu de sărbătoare. Dar... Voi scoate o piesă să o arătăm la cameră și să vedem da. Ce ar fi. Acum, tot ce pui mâna, da, asta e clar, cu picățele. Ce e? Cele deschisă. Asta este o haină care corespundea tinerelor hoștezene. Deci, cum am spus înainte, erau de culoare deschisă, cu picățele, cu pliuri apretate. Bine, asta nu mai are cum să fie apretat. E portul de zi cu zi sau mergeau doar la biserică îmbrăcate așa? La biserică, în general, când ieseau în oraș. Sigur că nu mergeau la piață chiar așa. Dar și la piață, când aveau cu totul altă îmbrăcăminte, tot elegantă. Deci asta e clar că este o piesă care o deținea în momentul respectiv o femeie tânără. Văd acum în dulap, ți-o iau puțin înainte și piese de garderobă, piese de garderobă de culori mai închise care sigur aparținau doamnelor mai netate, doamnelor hoștezene. Asta deja nu mai este de doamnă, după părerea mea, clar, nu vă pricepeți și voi. Da, era purtat de moștezean, probabil. Acum, te referi, sigur că populația cu 100 de ani avea talie mai mică. Dar uitați-vă ce bine s-au păstrat. Sigur, ele au fost colecționate de la oameni de încredere ca să fie piese relevante pentru istoria acestei comunități cu care noi, clujenii, ne mândrim. Mergem mai departe la masă. Aici avem o masă mică, deci o masă mică, nu e o masă, am mai spus, nu era de o extravaganță, foarte practic, erau cu scaune, aici sigur avem un set de poze de familie, mai erau și tablouri care se făceau la cununii sau la diverse evenimente din biserică sau botezuri, etc. Și ele erau aici și geamul, uite-te, sigur, pe vremea respectivă nu existau termopane, și aveau acel sistem de a face umbră și trăgeau de aici un fel de sfoară și care se închidea, uite de că este, cum să zic, ața aia sau sfoara aia de care se trage, se închide și este umbră sau noaptea erau închise pentru a nu pătrunde lumina de dimineață. Probabil dimineața erau deschise să fie luminată încăperea. Am zis că am două, trei erau afară, încă o dată repet, gospodăria era simplă, dar erau foarte pragmatici. Deci, încă o dată repet, eleganța adevărată în treburile simple, nu extravagante. Și se vede că erau și în detalii. Da, și se vede că erau oameni foarte practici. De aceea lucrul ăsta este evident și în port, și în comportamentul lor, și în mersul lor la biserică, și în organizarea lor prin colondoși, bărbații lor. Și astăzi este un cor numit Gabriel sau Gabor Bethlehem, în care bărbații hoștezeni fac parte și este o mare mândrie pentru ei să facă parte din acest cor. De când e corul? Care e tradiția? Peste 150 de ani are corul. Deci tradiția, corul apare când apare și această biserică. Deci biserica de lângă muzeu, dar de fapt noi suntem în turnul de est al bisericii cu două turnuri de care o să discutăm mai încolo. Cam atunci provine și corul respectiv. Și de ce doar bărbații aveau voie să cânte în cor? Păi nu doar bărbații, dacă ne referim la tradiția asta, de ce? Acum nu vreau să fiu misogin, dar ei erau considerați. Probabil e o tradiție impusă de tradiția patriarhală pe care o aveau comunitățile atunci. Corul are o tradiție, cum să zic, de 130 de ani. În ziua de astăzi este dirijat de preoteasa bisericii cu două turnuri,
doamna Adoriani Catalin, care este soția preotului, au un repertoriu de muzică religioasă, muzică de sărbători, Paște, Crăciun, muzică de mormântări, este diversă. Cei mai vechi grădinari ai Clujului își iubeau pământul ca pe ochii din cap, însă lumea lor a fost zguduită din temelii la colectivizare. Zeci de familii au rupt atunci lanțul tradiției pentru a supraviețui. Tineri și vârstnici deopotrivă s-au apucat să învețe o nouă meserie. Era un mediu quasi țărănesc, în sensul că, deși hoștezenii nu se consideră țărani pur și simplu, ei sunt cetățeni ai urbei Clujului și se comportă, respectiv încearcă să se comportă ca atare. A fost ceva caracteristic până prin anii 60-70. Odată cu așa zisă sistematizare și a municipiului nostru, a orașului nostru, gospodăriile hoștezenilor au început să fie distruse, practic. Cum arăta gospodăria dumneavoastră? Gospodăria noastră, propriu zis, nu era hoștezenească, pentru că deja părinții mei nu s-au preocupat exclusiv de agricultură, ci a fost doar a doua sau chiar a treia îndeletnicire. Pentru că deja generația părinților mei, care s-a născut în anii 40, 45, respectiv 49, având în vedere procesul de transformare socialistă a agriculturii, început în anul 49 și finalizat în 62, deci colectivizarea, ei deja au fost nevoiți și au fost sfătuiți de părinții să nu se ocupe exclusiv cu agricultura, ci să se orienteze spre diferite meserii cu precădere. Astfel, tatăl meu a fost deja turnător formător la întreprindere Unirea, respectiv maica mea a fost țesătoară la fabrica Someșul. Dar v-a învățat de mic cum să cultivați legume? Da, pentru că în jurul casei și familia noastră, cu marea majoritate a familiilor oștezenești de origine, avea câte o grădină, unde se practica și se practică și astăzi o agricultură intensivă, prietenoasă cu omul, în sensul că încercăm să folosim cât mai puține pesticide și alte substanțe chimice. Există și vreun secret, vreo tehnică specială? Pentru că se știe că legumele cultivate de hoștezeni sunt foarte bune. De obicei sunt folosite semințele proprii, deci din ograda proprie, odată. În al doilea rând, este ținută curată întreaga grădină, iar cel mai potrivit ierbicid este sapa. Sapa și mânuțele două, cu asta încearcă oștezenii și astăzi, și eu și noi, să păstrăm o grădină curată, respectiv fructuoasă. Mai spuneți-ne pe scurt, care sunt tradițiile specifice și care s-au păstrat și astăzi? Din păcate, foarte multe tradiții se păstrează doar prin cărți, respectiv prin alte documente. Odată cu destrămarea structurilor tradiționale hoștezenești, începute, cum am pomenit, în anii 70 cu precădere, foarte puține s-au păstrat. Cea mai viabilă chestiune este cea a balului strugurilor, respectiv a balului de ziua numelui anei. Astea sunt cele două care, în special și aproape exclusiv, la Rândâmbo Rotund se păstrează. Pe strada Marea Mureșului este o casă de cultură aparținând asociațiilor hoștezenilor, unde în mod frecvent se adună. De ce vă e cel mai dor din copilărie? De familie cu trei generații. Și locuiau toate cele trei generații, părinți, bunici, împreună? Nu neapărat. În anii 60 au început să se destrămă și aceste relații, dat fiind condițiile socioeconomice care dominau deja societatea noastră, respectiv cea locală și națională. Dar încercau să nu se mute prea îndepărtat unul de celălalt și așa părinții mei, de exemplu, s-au mutat într-o stradă răturalnică, învecinată cu strada în care locuiau atât bunicii cât și străbunicii paterni ai mei.
Istoria acestor grădinari legendari începe cu o colonie de sași. În secolul al XIII-lea, principele Ștefan a dat pământuri și fânețe unei populații formate din saxoni. Colonia locuia în afara zidurilor cetății, dar beneficia de protecția orașului medieval în caz de pericol. Hoștezenii, mai puțină lume știe de ei, astăzi în Cluj, pe vremuri erau foarte cunoscuți în piețele clujene, erau grădinarii Clujului. Acum, de unde provine numele lor? Numele lor provine din limba germană, de la cuvântul Hochstadt sau Hofstadt. Hochstadt înseamnă un fel de suburbie, iar Hofstadt înseamnă, în limba germană, acum nu chiar motamo, un fel de fâneață îngrădită, un fel de grădină, un teritoriu care era în general cu legumicultură. Prima informație despre această populație o avem într-un document, culmea ironiei, din 1264, deci din secolul al XIII-lea, când se pomenește în limba latină de trei Hochstaduri, adică de trei grădini, de trei locuri de grădini. Sigur că În afara cetății sau în interiorul cetății? Nu, în afara cetății, bună întrebare, pentru că grădinăritul nu se putea face în interiorul cetății decât pe o scară mult mai redusă. Și întrebarea este foarte bună pentru că, mai ales în secolul al XIX-lea, când Clujul s-a extins concentric, ei erau despăgubiți și se retrăgeau în afara Clujului pe alte terenuri pe care le obțineau, bineînțeles, tot de la oraș. Până în momentul revoluției socialiste, adică revoluție socialistă cu ghilimele de rigoare, când au fost deposedați și de terenuri și de clădiri și li s-au dat apartamente ca și despăgubire pentru întreaga lor gospodărie, adică îți spun lucrul acesta, nu numai clădirea, utilajele, ci și pământul. Deci li s-a dat cam în valoare de o dacie 1300, care era cam 70.000-80.000 în perioada anilor 1970-80. Dar acest lucru nu i-a consolat. Mulți dintre ei chiar s-au sinucis. Da, da, e adevărat. Lucrul acesta e tragic. Se știe din rapoartele miliției de atunci că foarte multe sinucideri în cadrul acestei comunități, pentru că ei erau dependenți. Ei, pentru era viața această muncă de grădinar orășan. Imediat o să vorbim de statutul lor. Și nu erau ca și omul obișnuit că merge la serviciu și vine acasă. Adică face agricultură, vine acasă și stele. Nu, pentru ei era întreaga lor viață. Și unii nu s-au adaptat, cei mai ales în etate, care s-au văzut deposedați de o muncă de viață. Muncă de o viață. Acum ceilalți s-au reprofilat. După 1990 au primit unii pământurile înapoi, mai sunt în ziua de astăzi cam 20, poate 30 de familii care păstrează tradiția oștezenilor și din punct de vedere etnic și din punct de vedere al ocupației, dar ei sunt în Iris, în Dâmbu Rotund, cam pe acolo, în aceste cartiere. Cartierele în care erau foarte prezenți sunt Gheorgheniu de astăzi, Mărăștiu de astăzi, zona Gugului de astăzi. O să explic lucrul acesta și când voi povesti un mic istoric despre ei. Cu ce ieșeau în evidență exact? Ieșeau în evidență, în primul rând, uite de că am și amintit, statutul lor de țăran orășan. Adică nu erau nici orășeni, dar nici nu era țăranul de la moșia nobilului sau de la latifundia nobilului. Ei aveau un statut aparte. Ei erau, de fapt, cum să zic, erau în Hinterlandul Clujului. Hinterland înseamnă teritoriul, suburbia Clujului. Și erau foarte mândri de statutul lor. Deci nu erau considerați a fi țărani. Deși în portul lor sunt elemente clar țărănești, mai ales portul lor tradițional, popular, este influențat de portul maghiarilor din județul Sălaj, dar sunt și elemente de natură germanică. La doamne, să începem cu doamnele, la femei, erau rochii și fuste înflorate, femeile tinere aveau culori deschise, cu picățele foarte bine apretate, eu spun din memorie pentru că eu i-am prins, deci cunosc lucru, nu din cărți. Doamnele mai înetate aveau rochile de culoare închisă, foarte bine apretate, tot cu picățele, purtau cizme și aveau batic.
erau de o eleganță așa aparte, toată lumea când veneau în piață cu niște coșuri speciale, sigur o să le vedem astăzi, care își aduceau marfa foarte proaspătă, dar nu numai marfa, știau să o și prezinte, pentru că erau de o eleganță desăvârșită și originalitate. Bărbații aveau costume de culoare neagră în general și nu numai neagră, erau și gri, cu șnururi albastre sau negre, cu pălării din păr, din păr de diferite animale, care sunt pălării foarte, foarte scumpe, și în general pe pălărie aveau și însemnul spicului de grâu, unii aveau chiar strugurele. Cine le făcea pălării? Păi pălările probabil le făceau pălărierii, pentru că în perioada respectivă, să știi că în Cluj exista o breaslă a pălărierilor, care erau foarte pricepuți. În zilele noastre nu mai există așa ceva. Pălările se fac, știm, foarte bine în, cum să zic, la bandă, să le zic așa. Da, aveau, nu le făceau ei. Probabil de-aia mi-ai pus întrebarea. Nu, nu le confecționa, aveau ei timp de așa ceva. Sigur, în perioada comunistă, foarte mulți dintre ei s-au angajat la căile ferate, asta se știe, pentru a suplini veniturile. Dar ei, proveniența lor, cum am zis, existau și unele elemente germanice. Uneori purtau saboți vara. Se pare că din țările de jos. De ce? Pentru că se crede că ei au fost acei locuitori germani care erau în afara zidurilor cetății. La sfârșit de secol XVI, început de secol XVII, un principe născut în Cluj, Ișvan Bocskai sau Ștefan Bocskai, aduce din zona Debrecenului, zona Hoidu de astăzi, lumea știe Hoidu Sabosu, dar din zona respectivă, așa numiți haiduci. Dar a nu confunda termenul, pentru că Hoidu în limba maghiară este un fel de hăitaș, un fel de corespondent al cowboy-ului din Câmpia Panonică. Nu are relevanța semantică a cuvântului în limba română, haiduc, care știm că lua de la cei bogați și dădea la cei săraci. Bine, teoretică, nu era chiar așa, dar nu intrăm în subiect. Și din amestecul populației germanice cu acești haiduci, ar fi reieșit această populație a hoștezenilor. Acum, lucrul acesta nu este, cum să zic, probat cu documente, dar avem foarte multe elemente care ne probează. De exemplu, numele de familie în zona Hoidu sunt identice cu nume de familie ale hoștezenilor de azi. Și unele tradiții populare care sunt extrem de asemănătoare. Deci un fapt relevant de a da dovadă că există un sâmbure adevăr în această ipoteză. Mai există o ipoteză vehiculată de un istoric, Gheorghe Bodea, care spunea că ei au fost aduși de austrieci și au stat la început pe cetățuie, dar după ce s-a construit cetatea, ar fi venit în Mărăștiu de astăzi, Gheorgheniu de astăzi, Horea de astăzi. Asta nu mi se prea pare valabil, această ipoteză, dar eu ți le-am spus pe toate trei. Se spune că au locuit în Mărăști cam 200 de ani. Păi hai să spun o treabă, nu se numea Mărăști, cartierul Mărăști se numește din perioada chiar interbelică și pe urmă există teoria că Ceaușescu ar fi dat numele la propunerea lui Ștefan Pascunu, dar înainte s-a numit treaba asta, perioada interbelică. Cartierul era numit în limba maghiară Külső Magyaruca, adică prelungirea străzii maghiarilor, și mai era Külső utca, tot Külső, asta înseamnă în exterior în limba maghiară, care e pe strada dorobanților și încolo, mai exista Kedviskőz între ape, dar nu, a nu confunda cu cartierul astăzi dintre ape, care spre Mănășturi, ci era un cartier care era așezat pe actuala strada Someșului, strada Paris, strada Gheorghe Lazar, etc. Și mai avea un cartier, înainte de a fi strada Horea sau Francisc Iosif sau Regele Ferdinand, numit Hidelve, adică înspre poartă sau înainte de poartă. Deci, hoștaturi erau numite la început cartierele de margine, dar astea au fost cele patru și existau două categorii de hoștezeni și era o mare rivalitate între cei de pe Hidelve, care marea lor majoritate sunt înmormântați în cimitirul de pe strada Crișan, foarte vechi și el, cu 2 ani, să zic, mai
tânăr decât Hajongardu. Hajongardu în 1585, cel de pe strada Crișan în 1587, iar ceilalți hostejeni din zona Mărăști, Gheorgheni de astăzi, zona Cug, sunt înmormântați în Hajongard, în parcela 3B, în altă parte. Și era rivalitate, nici nu existau căsătorii foarte rar. Erau considerate mezalianțe. De ce? Pentru că ăștia din zona care am amintit-o adineori, Mărăști, Gheorgheni, Cug, erau mai bogați. Și nu se făceau pentru a-și păstra pământul și averea. Breasla hoștezenilor avea reguli bătute în cuie și secrete transmise din tată în fiu. Erau foarte practici. Deci... Duceau un stil de viață simplu? Da, destul de simplu. Aia nu înseamnă că nu erau avuți și aveau o eleganță lor, am mai spus. Mai ales, foarte interesant că mi-ai pus întrebarea asta, mi-a venit în minte, aveau un regulament special, Kalendos, numit. Kalendos vine de la calende, de la primele zile ale lunii. Kalendos în limba maghiară înseamnă și hoinar. Așa, care umblă, tocmai glumesc, teleleu. Dar nu asta înseamnă. Era un regulament, ca bresele meșteșugărești. Și pe urma de vit s-a descoperit Kalendosul celor de pe Hidelve, adică de pe actuala stradă Horea, Piața Gării. Ăla era din 1587. Este și astăzi prezent. Se poate studia bine în limba veche maghiară. Ce arată concret? Ce înseamnă? Foarte bine. Arată organizarea lor, regulamentul de relații, căsătorii, apor, înmormântările. Îmi pare rău să vorbesc de mormântări, de ceva mai tragic, dar când eram eu copil, se știa când este mormântarea unui hoștezan sau hoștezancă, pentru că avea o fanfară deosebită, era un ritual care era ținut cu sfințenie, deci era respectat. Deci asta, pe cum ar fi, mergeau înainte îmbrăcămintea în negru, aveau panglicile, femeile într-o parte, bărbații în altă parte, se spunea și o mică poezie care avea o relevanță asupra vieții. Deci niște probleme care sunt în cele două Kalendosuri. De al doilea nu ți-am mai zis, ăla e 1613. Astăzi i-au avut și o societate ceva mai târziu care era situată pe actuala strada Dorobanților la numărul 128. Acum, atunci era, de exemplu, în cărțile interbelice scrie strada Regele Carol al II-lea numărul 120A. Aveau și școli. Școala, una dintre școlile lor recunoscută este pe strada 21 decembrie, la numărul 124, și în glumă clujenii spuneau Academia de Morcovi. De ce Academia de Morcovi? Era o școală primară gimnazială, pentru că marea majoritate nu mergeau mai departe la colegiul reformat. Astăzi e o grădiniță acolo lângă biserica, ceva în apropiere de Biserica Sfântul Petru, și mai aveau o școală pe actuala stradă Paris, confluență cu strada București, unde este liceul de muzică, din 1883, în 1896 se numi Școala Milenară și era tot o școală agricolă, deci acolo învățau hoștezenii din Kedviskus, adică cartierul între ape. Ziua de astăzi, urmașii ai hoștezenilor, că foarte mulți s-au dus în toate zările lumii, au un portal numit Kolozsvár Hóstati, făcut de un tip, un hoștezan, István Zagonyi, și de care se ocupă, hoștezan provenit de aici, cred că la Budapesta, și se ocupă fiica sa, Eva Zagonyi. Un portal al hoștezenilor, încă o dată zic, Kolozsvár Hóstati, foarte interesant și relevant, cu o serie de poze și alte treburi, pentru că ei încă mai țin, cei care au rămas, un bal care se ține luna septembrie, numit Balul Strugurelui. Deci în fiecare an se ține la sfârșitul lunii septembrie, în Chiriază, dar cum am zis că hoștezenii stau cam prin Iris, Dâmbu, Rotund, deci asta e zona și cartierul Bulgaria. Dintotdeauna au avut balul. Balul ăsta nu. Sigur că o fi avut într-un dar mă refer la balul ăsta. Nu, ăsta, balul ăsta e recent pentru a face o coeziune a hoștezenilor care au mai rămas. Pentru că au mai rămas vreo 25-30 de familii care se ocupă efectiv cu grădinăritul. Au un cost special în care aprovizionează
doritorii. Foarte mulți hoștezeni sunt în blocuri sau în alte părți. La un moment dat, mă întreb acum logic, erau câteva mii de hoștezeni în Clujul acesta. Au suferit mult în timpul comunismului pentru că le-au distrus gospodăriile și felul lor de viață. E bine că au mai rămas 25-30 de familii, dar în ritmul în care evoluează societatea, nu știu dacă o să mai vorbim în următorii 50 de ani, cu toate strădanile unor membri al lor, care vor să pună în evidență această istorie extrem de importantă pentru orașul nostru, care dă o originalitate, nu știu dacă vor mai rămâne în viață sau cu stilul de viață. Sigur, urmașii lor vor fi, dar stilul de viață cred că va dispărea. Se spune că nu s-a mai știut nimic de ei câțiva ani, de ce? Ei, nu că nu s-a știut, s-a știut, dar bine, pentru că foarte multe... N-au fost documente despre ei? Cum să nu fie? Poate nu s-au interesat, cum nu s-a știut nimic. Toată lumea știa. Și când au, deci oficial nu au fost date, cum să zic, în ziarele vremii, când au fost deposedați de gospodăriile lor. Dar toată lumea știa ce s-a întâmplat cu ei. Și toată lumea, de exemplu, vechii clujeni, una, două știau care hoștezean în piață. Astăzi mai sunt câțiva. Nu, azi preferă să te duci tu la ei. Nu mai vin, mai rar, foarte rar. Încă o dată, cu riscul de a mă repeta, aveau ceva pregnant care te atrăgea. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.